Ați auzit de Baltic Index? Părnuiesc că nu. Este un indice care măsoară activitatea portuară. De fapt, cea mai mare pondere în Baltic Index o are portul din Singapore. Unul din cele mai mari porturi din lume. Pe acolo trece aproape 40% din marfa care se trimite pe mare de colo, -colo. De ce e important acest Baltic Index? Pentru că ne dă în fiecare moment dacă activitatea portoară și schimburile de mărfuri cresc sau descresc. Dacă Baltic Index era 500 în martie 2020, când foarte multe petroliere plecau și se plimbau pe mare numai ca să nu ajungă la destinație, pentru că prețul petrolului scădea dramatic ajungând la 7 dolari FOB Rotterdam și pe futures chiar la minus din lipsa capacității de a fi depozitat, astăzi Baltic Index a ajuns la 5600. Ba nu, astăzi e 4700 pentru că acum o lună era 5600. De ce oare? Pentru simplu fapt că de frica inflației Toată lumea a comandat mai multă marfă decât poate să vândă, decât îi trebuie. A preferat să facă stocuri enorme în speranța că va vinde la Crăciun și în perioada sărbătorilor mult mai scump la prețurile ce vor fi atunci decât acum. Și de ce să nu cumpăr acum la prețurile de azi și să vând în decembrie la prețuri cu 30% mai mari? Numai că această socoteală, practicată de foarte mulți participanți la schimburile de mărfuri din lume, au dus la criza actuală a furnizorilor. Nu mai ai de unde să cumperi și mai ales cum să transporti marfa pe care ți-o dorești. Chinezii și alți mari producători, inclusiv cei cu petrolul și cu energia, au tot produs și au tot trimis până când, la un moment dat, n-au mai putut să producă. Pentru că brusc cererea a fost mai mare decât capacitatea ofertei de a înghiția cele produse. Sistemul de transport pe mare internațional, tot shipping-ul mondial, s-a trezit în imposibilitatea de a transporta marfa care a fost comandată și nu mai poate să ajungă în țările unde trebuie vândut. În plus, nici producătorii n-au reușit să dubleze producția în decurs de o lună. Scăderea acestui Baltic Index înseamnă că, brusc, transporturile maritime au scăzut. Dacă ne gândim că, într-un an de zile, Baltic Index a crescut de la 500 la 5600. Această scădere bruscă la 4700 nu se va opri aici. Riscurile sunt foarte mari. Sunt ceea ce se numește gât de sticlă. Ca să scurgem producția, nu avem cum decât într-un gât de sticlă. Ceea ce va scădea ritmul, va duce la creșterea prețurilor, după care la o tonă de marfă cumpărată pe stoc. Care s-ar putea în ianuarie-februarie să fie încă nevândut. Dacă considerăm că indicele Philadelphia Fed Survey sau indicele de încredere consumatorilor scade, s-ar putea să avem o lună decembrie în care să se cumpere mai puțin sau doar un pic mai mult decât în decembrie anul trecut. Și ce ne facem cu stocurile create? Pe de o parte, stocurile create au dus la o creștere de PIB, că PIB-ul înseamnă bunuri și servicii create, indiferent dacă ele sunt vândute sau nu. Pe de altă parte, prețurile în acest moment de gât de sticlă s-au dus la stele, pentru că nu există supply pentru cerere și lucrurile se pot opri printr-o încetare a creșterii economice, bruscă inflație mare, încetarea creșterii economice, se numește stagflație. Creșterea vertiginoasă a indicelui Baltic și scăderea lui din ultima lună, dacă va fi confirmată și în luna aceasta, în octombrie, vom vedea la 5 noiembrie lucrul ăsta, s-ar putea să prevadă o stagflație de pe termen lung. Și o criză economică mondială cu repercursiuni Grave, mai ales la țările exportatoare. Care sunt țările marile, țări exportatoare? Germania, Franța și cam toată Uniunea Europeană de Vest. Pe de altă parte există o criza forței de muncă. Ați văzut-o în Marea Britanie și toți dau vina numai pe Brexit. Nu! Criza forței de muncă vine tot din inflație. Pentru că salariile nu au crescut în același ritm cu inflația, și iată că Amazon e dispusă să ofere 3.000 de sterline în luna decembrie celor care nu părăsesc joburile prost plătite ale Amazon în Marea Britanie. Pentru că nu e forță de muncă chiar și cu 3.000 de sterline în plus. Nu că angajații Amazon ar fi bine plătiți. Sunt poate cel mai prost plătiți din toată lumea IT-ului. Ce vreau să vă spun este că acest Baltic Index, pe care îl puteți urmări pe internet, vă dă din când în când câte un semnal deosebit de important. Baltic Index m-a ajutat foarte mult să ghicez momentul crizei din 2008. Baltic Index m-a putut duce și în eroare la un moment dat, la criza ne neînțelegând că chiar dacă mărfurile continuau să fie, să fie transportate, exista problema ca acele acțiuni din sistemul de informatic să nu-și mai producă, să nu mai continue creșterea exponențială din anii 90. Dar, pe total, e bine să-l avem în vedere. La fel cum e bine să avem în vedere dobânzile la 10 ani și prețul aurului cum se leagă și cum se interpretează în același moment indicii bursieri, inflația, non-farm payrolls, crearea de locuri de muncă, Baltic Index și alte cifre și date financiare într-o altă emisiune. Dacă vreți să continuați să urmăriți aceste videouri, aceste lecții și încercarea mea timidă și modestă de a pronostica ce se va întâmpla pe Wall Street săptămâna viitoare, nu trebuie să faceți altceva decât să dați un simplu click. Subscribe! Încercați! Pentru cei care mă înjură și nu sunt de acord cu ceea ce spun, dați subscribe! Altfel nu o să aveți motive să continuați să mă înjurați!